Stimați tovarăși, prieteni, cetățeni, sunt și eu stăpânit de emoție ca toți cei care au vorbit înaintea mea și ca toți cetățenii acestei țări care trăiesc momente excepționale. Dinamica desfășurării evenimentelor din ultime zile a fost fără egal. Ion Iliescu, fostul președinte al României între anii 1992-1996 și 2000-2004, a împlinit marții 90 de ani. În ultimii ani, fostul șef al statului nu a mai avut apariții publice dese. Ion Iliescu a intrat în atenția publicului larg în zilele Revoluției. Acesta a fost președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale, un organism al puterii de stat din România creat în decembrie 89 ca urmare a Revoluției. Prima dată a apărut la televiziunea română pe 22 decembrie 1989, iar apoi în balconul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, actualmente sediul MAI, după fuga cu elicopterul al lui Nicolae Ceaușescu. La sfârșitul lunii ianuarie 1990 s-a numărat printre fondatorii formațiunii politice Frontul Salvării Naționale, din care s-au structurat apoi Partidul Democrat și Partidul Democrației Sociale din România. În prezent, Ion Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției. Fostul președinte are de mulți ani probleme cardiace, a suferit trei operații de montare de stenturi la inimă, iar una dintre intervenții a avut loc la Paris în 2007.